Elena Udrea rupte tăcerea, da, am statut de refugiat în Costa Rica. Elena Udrea susține că are într-adevăr statut de refugiat politic în Costa Rica, a sublinierea cum a susținut avocatul său la Înalta Curte de Casație sublinierei justiție. Da, am acest statut. Era simplu să se verifice prin MAE. Legislația din Costa Rica prevede că acest statut se dă în doi pași. La momentul solicitării, dacă autoritățile considera că exista un motiv, ti se dă un carnet, urmând ca la sfârșitul anului să ti se dea statut definitiv. Am fost audiată, am primit pe 21 martie statutul de refugiat pe un an. Am trimis și un memoriu, presupunând că asta va face instanța din România. Eu nu am vrut să invoc acest statut pentru că aveam o mulțime de alte probe, a declarat Elena Udrea la Antena 3.